8:53, mergem la breakfast, ne-am mișcat destul de repede. La 8 am avut alarma, până am anticipat, până nu știu ce, bla 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 bla. Zic eu că ne-am mișcat destul de binișor și acum mergem la breakfast. După care, nu știu, așa că o să vedem. Ce faci, Han? Sunt drag în încălțare. Încălțarea? Încălțarea în picior. Să nu vorbesc cu tine dacă te încalți așa. Da, aici este o invenție de-a noastră. Am pus chestia acolo. Just in case. Da, ieri în Germania am intrat menajera housekeeping peste noi. Dacă nu veneam cu o chestie în drum, nu ne-am fi trezit. Și ar fi intrat peste noi. Da. Aici este holul. Totul arată foarte italienesc. Așa, foarte vechi. Which is cool. E un cupăr acolo. Cred că acolo sunt niște scări. Pretty. Este așa un mansion. Yeah, we can take the stairs. Un mansion din ăla foarte vechi, adică o vilă, poate să zici așa, un mini castel, habar n-am, foarte bun. What you doing? Yeah. You want to take a picture of you? So, am mâncat. Dacă ați auzit vreodată, nu știu dacă auzit, dar eu am făcut un research înainte să vin în Italia și toată lumea zicea că italienii la breakfast nu mănâncă ce te aștepta să mănânci. Nu știu, eu la breakfast mănânc omletă tot timpul, avocado, nu știu ceva, cu ouă, multe legume, avocado. Și m-am uitat la foarte multe YouTube videos, mă rog, video pe YouTube. Și toată lumea zicea că nu vă așteptați ca să mâncați o tonă de mâncare la breakfast în Italia, pentru că toată lumea mănâncă gen pastry și bea cafea sau cappuccino. Și guess what? E foarte true. Dacă ți stai la un hotel și ai breakfast in plus, cum am avut noi. Well, nu că mi-a displăcut breakfastul, dar e diferit față de ceea ce mâncam eu la breakfast. A fost gen croasante, nu știu ce, pâine, gem și cafea. Da, cam așa ceva. Acesta este căsoiul. Da. Acum o să mergem în... nu știu exact unde o să mergem. Cred că o să mergem la Villa Balbaniello sau whatever, ceva de genul. Ca să vizităm. Și după vedem. A ieșit și soarele, dar nu știu ce mă picură dintr-o dată. Babe, mă picură! M-a picurat de două ori. Sper că n-a fost bird poop. Ba da, o să vedem. Suntem în drum către Bellagio, nu mai mergem la vila de Balbaniello, Balbaniello, ceva de genul. Pentru că aparent că e închisă lunea. Sâmbăta și lunea este închisă, ciudat. Da, duminica și lunea este închisă și astăzi este luni, așa că nu mai mergem acolo. În schimb, mergem într-un orășel foarte mic și drăguț, Bellagio.
acum așteptam să luăm Harry Potter până la Bellagio, pe partea cealaltă a lacului, unde este foarte, foarte, foarte pretty. Bye bye. Cool. Dacă stăm pe trecerea de pietoni, suntem safe. Ce e în Bellagio până acum? Ador. Ce îți place cel mai mult? Până acum zi... Nu, ai voie să zici un lucru. Nu, două lucruri. Scările de roșii, apă nu vezi, omule. Nu am văzut. Spune și tu. Acum îmi plac balcoanele astea cu flori și nu știu, cu stâlpi astea foarte da. Da. Bellissima. Io sto italiano. Prego. Prego, mi scusi. Grazie. Buongiorno, mi amico. Asta nu cred că. Nu cred că era bună de fapt. Am ajuns la cel mai nordic, sudic, ex-
extrem, la cel mai extrem punct al orașului Bellagio. Și este exact între cele două părțituri ale lacului. Este foarte frumos. Apa e foarte clară. Neașteptat de clară. Așa, extraordinar de frumos. Foarte multe străzi. Efectiv, oriunde te întorci, oriunde te întorci privirea, este ceva foarte frumos. Fie că e străzi, fie că sunt scări, fie că sunt balcoane. Balcoane pe clădire, adică. I don't know, fiecare sunt oameni care se uită la tine și zâmbesc dintr-o dată. Foarte drăguț, totul. Și toate magazinele, toate restaurantele, micitele, mai mari, mai mijlocii, mai de toate. Extraordinar frumos, bellissima. Sunt la un restaurant foarte drăguț, în Bellagio. Așa, am întrebit să foarte drăguțe. Și o să mâncăm când e foame. Și oh my god, grazie so much. You said we have to leave Bellagio? Yeah, but dar este târziu. Yeah. Așa că ne-a ajuns Bellagio pentru ziua de azi. Extraordinar. Da. Acolo a venit ferii. Yeah. Acolo este gorgeous Bellagio. Dar e un oraș excelent. Cred că e cel mai frumos orașul pe care l-am văzut în viața mea. Ciao!